Câinele scâncea încet din ultimile puteri și a fost auzit. Dacă nu oamenii care se străduie din răzputeri să ajute animalele, multe codițe n-ar mai fi în viață. O organizație non-comercială din Argentina, împreună cu localnicii, au salvat de la moarte nu demult un câine pe nume Aloe. Micuța a nimerit într-un necaz, era toată acoperită de smoală. Stătea plină de substanța lipicioasă, incapabilă să se miște. Din fericire, plânsetul ei a fost auzit de copilașii care se jucau pe alături. Ei au luat legătura cu salvatorii. În curând, 8 voluntari deja se grăbeau la câine. Au fost necesare tocmai 8 ore întregi pentru a o elibera pe Aloe de smoală. Au fost folosite circa 50 de litri de ulei și câinele a fost spălat de 3 ori. Acum Aloe este în siguranță. Salvarea ei a arătat cât de uniți sunt locuitorii din Buenos Aires când merge vorba despre salvarea unui animal. Toți au participat la salvare, copiii, poliția locală, pompierii. Organizația are circa 2 milioane de fani. Oamenii îi susțin mult, fiindcă ei se luptă împotriva experimentelor asupra animalelor. Și tot timpul îi ajută pe frații noștri mai mici care au nevoie de asta. Acum Aloe este foarte bine. Ea multă vreme a rătăcit flămândă pe străzi și are posibilitatea să mănânce din plin, să comunice cu oamenii. Micuța bunăvoitoare a cucerit inimile tuturor celor de la organizație. Aloe e încă foarte slăbită, așa că scopul principal este recuperarea ei. Când își va reveni totalmente, îi vor căuta o familie nouă. Voluntarii au mărturisit că n-au văzut un animal într-o stare mai deplorabilă. Iată, cățelușa a suferit mult timp că nu se putea mișca. Când era curățată de smoală, tuturor le era frică că Aloe poate muri în orice moment, dar ea parcă a simțit că oamenii încearcă să o ajute și s-a relaxat deja după prima baie. Când în sfârșit au curățat-o de smoală, oamenii credeau că câinele obosit va dori să doarmă. Dar nu! Tot ce voia ea este să fie mai aproape de oameni și să se joace cu ei. Se pare că în acea seară, Aloe s-a renăscut. Să-i dorim deci o viață fericită și să-și găsească o familie iubitoare care va avea mereu grijă de ea. Prieteni, scrieți-ne în comentarii părerea voastră despre această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!